Huawei Mate 20 Pro, îl testăm pe timp de noapte. Filmare Full HD, 60 de cadre pe secundă, 18:9. Stabilizare optică, 3 camere. Deja cred că știți voi toate detaliile tehnice, nu mai intru acum. Ce părere aveți? Stabilizarea din punctul meu de vedere este excelentă. Deci eu acum merg, nu știu dacă vă dați seama. Iată. Deci nu cred că mai am nevoie să folosesc un gimbal de stabilizare. Am focalizat acum pe fântâni. Manual încă o dată. Piața Constituției, ora 10, noaptea 22, seara, mă rog, București. Încă o dată focalizez pe ceas. Cel puțin din câte am dat eu seama pe display-ul ăsta, 6,4 inch, imaginea este super bună și puțină liniște acum. Noile fântâni. Sau, mă rog, partea asta de aici nu știu dacă a fost renovată de doamna Firea. Alea noi sunt un pic mai în spate. Hai să mai mergem un pic. Stabilizarea. Focalizez pe far. La 60 de cadre pe secundă ar trebui captura să fie lină, smooth. Autofocus de excepție. Deci autofocus, nu manual focus, eu nu focalizez acum pe display cu degetul. Și încă o dată trebuie să vă spun că e noapte afară. Cred că este cea mai bună filmare de noapte pe care eu am făcut-o din mai multe puncte de vedere. Hai să mă sui în mașină, vedem ce se întâmplă. Și mai întuneric. Dăm volumul încet, să nu mă ia YouTube-ul la bătaie. Focalizare aici. Focalizare aici. Și hai să facem o trecere de la întuneric, complet de la beznă, direct pe monstrul ăsta de Casa Poporului. Scuzați farul, geamul murdar. Bun, cred că v-ați făcut o părere. Bună, rea, cum o fi, nu cred că rea, n-aveți de ce. Asta a fost filmarea cu Huawei Mate 10 Pro noaptea la rezoluție Full HD și 60 de cadre pe secundă, stabilizare optică.
activată.